Retror, și bine v-am găsit la un nou episod din Aventuri cu puișorii. Ia să vedem. Uite, aici sunt pui. O să vi arătăm pe toți, stați puțin să desfac trepiedul mai mic. Ok. Ia, uite. Toți, uite ce mare au crescut. Mai avem și câțiva noi. Da. Momentan nu vi arăt. O să-i scop aia pe care i-ați văzut și după vi arăt și pe aceia noi. Chiar am terminat cu pui. Sunt toți și mai avem aici doi de padawan de-a noștri. Au crescut și ei deja. Vedeți că sunt foarte ok toți. Sunt sănătoși. M-am uitat toți la fundulețul lor. Acesta, după cum vedeți, stați să bage focus. A avut foarte, foarte mult caca la funduleț. L-am curățat, dar mai trebuie doar că piuie și nu prea pot, că este foarte lipit. Să-mi aveți, nu știu dacă aveți voi ceva remediu legat de asta, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Deci sunt foarte mari deja, ei s-au născut pe 27, cam așa, 27-28, 3-4 zile. Deja au cam două săptămâni și ceva, cam așa. Ăștia sunt mai mici, dar ăsta e cel mai mic. Ăsta, cum îl cheamă? Piticul ăsta de padawan de-al meu. Și ăsta este cel mai mare padawan. Adică, ăsta e ok. N-are. Tu vine albina pe aici. Sper să nu facă ceva, dar nu. Nu cred, adică albinele sunt pașnice dacă nu le faci nimic. Uite acolo, ăia, uite. Ce mă amuză când fac așa. Da, foarte mult m-ați spamat că vreți Aventuri cu puișorii, a.k.a. Chicken Update. Și da, voi posta cam o dată pe săptămână, probabil că și de două ori. Acesta chiar nu-mi place cum este fundulețul. În realitate n-arată așa urât, dar bagă contrastul puțin mai mare și are cumva aici, deci vedeți, gaura de la fund nu este acoperită, dar nu se vede, dar este acoperită acolo aproape și va trebui neapărat să-l curăț. Îl voi da cu ceva dezinfectant, voi vedea, eu nu știu, pentru că, da, eu știți episodul anterior, am avut la pitici ăștia de, la ăștia trei de moțată, a avut caca la funduleț și eu nu l-am curățat, dar acum m-am uitat bine, l-am curățat la toți, pentru că ei tot piuiau, dar mai bine să piuie ei puțin decât să moară, pentru că v-am zis, uite, acesta nu e tare bine. Aici este cumva lipit, chiar nu știu cum să, o să vă dau cu ceva după acest episod. Uite-te acolo. Tatăl meu a zis că nu e problemă pentru că nu este la funduleț, este deasupra, dar dacă e mai mult, după se adună acolo și ia după fundulețul și nu este bine deloc. Ăștia la alți, acum, ăsta este vedeta, piticul ăsta, adică ăștia doi sunt vedetele. Știu că se vede nașpa așa. Și le-am făcut o cușcă nouă, adică nu le-am făcut cușcă nouă. Cușca unde stau sebristul, probabil că a fost episodul, probabil că l-am postat. Da, o să-l postez marți. Azi este sâmbătă și pe acela cred că sâmbătă sau duminică. Aici am un meguș, pentru că pentru cei care nu știți eu vând două. Bun, o să vorbim astăzi mai de largă ce puișori, ce puișori mai vreau să scot. O să-mi cumpăr de sebrit, am renunțat la padawan și moțată pentru că am deja și se vor înmulți așa și ne vor face buiuți. Uite ce frumos, cred că e un cocoș, vedeți, seamănă foarte bine. Nu e tare bine, dar ei să fie sănătoși, în primul rând, prieteni, pentru că nu contează ce sunt, cocoși, găini. Ia să vedem și pe ăsta, să vedem ce-i. Nu știu ce poate fi ăsta. Să sperăm că găina. Uite, poate mă, ce sar aici. Piticii, stai puțin să mă ridic. Aoleu! Să... Deci vedeți ce săltăreți sunt ei de când sunt mici, mai ales când sunt mici, sunt foarte săltăreți. Dacă aveți pui,
Vă recomand foarte mult să-i scoateți afară, măcar o dată pe zi, o dată la 2 zile, pentru că le face foarte bine și să le dați ou fiert, cel puțin așa fac acum, nu știu de restul, dar a mei se dezvoltă foarte bine cu ou fiert, scoși afară aproape în fiecare zi. Și da, prieteni, uite, vedeți aici, ce drăguț, m-aș întinde foarte mult cu acest film, nu las tine numai 10 minute, stai să luăm asta că arată urât aici. Știu că sunt puțin, dar mie îmi plac foarte mult. Cresc, se dezvoltă, m-am zis acela, nu e tare bine. Se vede și de aici. Găinațul la fund. Ia să luăm pe acela. Și fiți atenți, nu știu dacă sunt cocoși sau găinei mei, dar eu cred că ăștia doi mei sunt cocoși. De Padawan, nu știu ce să zic. Dar cred că... Ok, acum am revenit. Hai să... Îi vedeți aici de aproape. Oh, ce drăgălaș! Ce drăgălaș! Stau ei la poze și să fie filmați. Micuții, ia să vedem vedeta, adică unul dintre padawani, pentru că ăștia sunt vedetele, aceștia sunt vedetele. Oi, ce frumos sunt ei, ce drăguți, ce drăgălași. Acesta v-am zis, da, o să lăsăm în pace, o să-l curăț după filmare, o să văd eu, dar nu știu ce, nu stă așa, mai stă ochii pe... Uitați și pe ăștia la alții. Sunt foarte, foarte drăgălași. Asta am făcut un live și mi-a stat mai atât nebunit să arăt puișorii. Nu, pe prieten m-am zis. Iar eu rea doar pe aventuri cu puișorii. Așa se va numi de acum. Deci, da, aventuri cu puișorii se va numi seria de acum. Da. Oh, ce drăgălași micuți sunt ăștia. Ăsta este de Padawan. Ia, îi filmez cam de aproape. Îi filmez cam de aproape, știu, dar n-am ce să fac, că se văd mult mai drăguți. Uite aici așa. Uite și piticul ăsta. Vine aici, ce mă? Ce mă, piticule? Ce mă, piticule? Asta e foarte frumos încălțat. Vedeți acolo? Și penajul este excepțional, dar sper să fie găinușa, pentru că dacă e cocoș, din păcate, trebuie să renunț la el, pentru că așa se întâmplă. Nu pot să țin, avem deja foarte, foarte mulți cocoși. Nu știu, să-mi zice dacă vă puteți deosebi, dar nu știu că sunt cam mici. Dar dacă vă dați seama cumva, eu cu mare dragă aștept și părerile voastre. Deci padawanul acesta este foarte frumos. Oh, ai căzut, nu, hai să te văd. Sar înapoi, poți să sar? Ai, adică nu e albine aici. Nu e bine, o să stau mai sus, că nu lasă mă înțepe. Hai, nu, poți să sari. Du-te acolo. Da. Ia să ne apropiem noi mai mult de vedeta acestui film, Padumanul și Moțata. Mă, Moțata mică, sau Moțat, ce ești tu, nu știu ce spui, dar e foarte drăguț și iubicios. Uitați-vă la episodul trecut și uitați-vă acum ce împănați sunt. Și avem ăștia doi drăgălași noi. Ia să le iau și pe asta mai mare. Am pus pauză pentru că a trecut un tractor pe aici. Și da, am zis că vreau să-l vedem, să-l luăm puțin și pe acesta. Vedeți, se face ca părinții lui. Așa, culoarea cam moș, cum se zice. Sper să fie găinușe. V-am zis. De ce vreau să fie găinușe? Pentru că cocoși avem destui și nu mai se bat între ei și după mor. Ia, pe acesta nu am prea luat. Iar, o, ce iute asta. Deci acesta are puțin alb pe aici, cred că e o găinușă. Are puțin alb pe aici. Cocoș mi-a zis tatăl meu că ăsta e. Seamănă zil puțin acum. Ciocu. Să fie adevărat. Prietene, am puțină treabă. Nu mai pot să țin, din păcate, videoclipul. Deci cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, să vă abonați. Cu voi să ne auzim data viitoare la un nou video cu puișorii, cu Chicken Update, aventuri cu puișorii sau... cu găinușele, cea prieten v-am lăsat.